Iată-ne, prieteni, așadar, pe 17 septembrie 1986, pe centralul din Bănie, viitorul stadion Ion Eblemenco, Craiova, cred că inutil să vă spun, în tricouri albe, shorturi albastre, ca să folosesc comentariul vremii, o primă ocazie a Universității Craiova, ocazie ratată de Băcu, la o centrare venită din partea dreaptă. Galatasaray, viitoarea echipă care va avea în componență mai mulți jucători români, era la fel de iubită pe atunci în Turcia, dar nu avea anvergură europeană. O acțiune importantă a lui Cevat Precazi, marele star al lui Galata la sfârșitul anilor 80. O nouă acțiune a Universității cu Gheorghiță Giolgău scăpând bine în partea dreaptă, vine și o centrare, salvează portarul Zoran Simović, iată și câțiva suporteri turci. Peste ani Turcia va pleca în Europa cu foarte mulți susținători de partea sa. Un șut al fundașului stânga, Nicolae Ungureanu. Ne întoarcem la partea Universității Craiova, o ocazie care va pleca, vedeți, de la un corner. Silviu Lung salvează la șutul lui Tufekci. La Turcia juca pe atunci și tânărul Bülent Cormaz, cel care avea să devină capitanul legendarei echipe ce avea să câștige Cupa UEFA în anul 2000 într-o finală cu Arsenal, acea finală cu Hagi și Giga Popescu în teren. Suntem deja în repriza a doua, Craiova nu reușise să înscrie, ați văzut și o șansă a lui Irimescu, vine acum o acțiune, concentrarea lui Nicolae Negrilă și mingea trece foarte puțin pe lângă poarta lui Simović. Aproape 30.000 de oameni pe centralul din Bănie. Galata vroia să se califice în fața Universității Craiova. Era o vreme în care echipele din Turcia nu prea reușeau prea mare lucru în fața echipelor românești. Este Iusuf Altintaș cel care a ratat această mare ocazie, poate cea mai mare ocazie a Galatei în această partidă tur din primul tur al Cupei UEFA, ediția 1986-1987. Craiova acum în atac, iată o acțiune a lui Giolgău, o acțiune kamikaze și este 1-0 pentru Universitatea Craiova. Gheorghiță Giolgău a reușit să-i surprindă pe turci. Să vedem încă o dată această fază. Mingea lovește undeva în zona umărului pe Gheorghiță Giolgău, eroul României la meciul decisiv de calificare la Euro 84 de la Bratislava cu Cehoslovacia. Gheorghiță Giolgău a reușit și în acest meci cu Galatasaray o fază antologică. Turcii revin în jumătatea noastră și trec din nou pe lângă egalare. Cevat Precazi reușește să-și treacă în cont o nouă ocazie. Craiova încearcă desprinderea. Dănuț Bica e la minge, vine din spate fundașul dreapta Nicolae Ungureanu, un șutare al lui Ungureanu și o mare ocazie ratată de Băcu. Marian Băcu ratează o ocazie incredibilă. Contraatac al oltenilor, același Gheorghiță Giolgău, aflat la unul dintre cele mai bune meciuri ale sale în tricoul Universității Craiova. O intervenție senzațională a lui Simović. Din nou oltenii în careul advers. Băcu este acum aproape de gol și este 2-0 pentru Universitatea Craiova. Era minutul 86, oltenii reușeau desprinderea în fața turcilor. L-ați văzut acolo și pe actualul antrenor secund al Rapidului, Marian Rada. Momentele de final aparțin din nou oltenilor, același Băcu, un șut cu piciorul stâng, Simović trimite în corner. Lângă Băcu l-ați văzut și pe Vasile Mănăilă, sunt momentele de final ale partidei, turcii încearcă măcar
un gol de onoare aici pe centralul din Bănie, un gol care să crească șansele de calificare în turul următor al Cupei UEFA. Iată o acțiune importantă, pericol și până la urmă oltenii reușesc să respingă. Giga Popescu, tânărul pe atunci Giga Popescu, intervine salvator la această minge centrată în fața porții lui Silviu Lung. Scor final, Universitatea Craiova-Galatasaray 2-0.